Astfel pentru că e o întreagă lume în propoziția, în expresia următoare. Primarul dă vina pe cei care dau vina pe el. Oamenii cer asfalt, declară Niciloiță. Și mintea îți zboară la Coșbu. Păcat că nu mai trăiești. Îți spui în ciudat. Ar fi fost un noi vrem asfalt de toată comunitatea. Ceva de gen. Să nu dea Dumnezeu un alt, să vrem noi sânge, nu asfalt. Când nu vom mai putea răbda asfaltul când ne va înneca, Hristos să fiți, nu veți scăpa decât prin salt. De pe cea mai înaltă clădire din sector, să înțelegi. După care, aflăm așa. Pentru cineva care nu de mult a umplut sectorul cu beton, începând cu bordurile și sfârșind cu sluțirea parcului, ceea ce a dus porecla de betoniță, remarca e stupefiantă. Oricum însă, betonul și asfaltul sunt doi frați care, chiar dacă nu se dușmănesc, e limpede că nu se împacă bine. Primul e ca vai de el. Un biet amestec de pietriș, nisip, ciment și apă care se transformă prin uscare într-o masă foarte rezistentă. Al doilea însă respiră nobleți, fiindcă e o rocă sedimentară brună neagră care se formează prin bituminizarea unor substanțe organice sau prin oxidarea și polimerizarea petrolului. Așa da? Și acum, cum să nu vrea oamenii aristocraticul asfalt în locul proletarului beton? Vor, sigur că vor. Asta și spune Robert Negoiță, citez, asfaltăm toate parcările care au fost betonate. Betonul se macină și se produce praf. Oamenii cer asfalt și până la sfârșitul anului o să asfaltăm toate parcările care sunt din beton. Deci cam așa stăm. Și pentru că am promis și o întrebare mai incomodă, întrebarea mea ar fi, și știi că n-a fost numai întrebarea mea, de ce toți oamenii ăștia sunt dintr-un singur partid? Marea